Am promis. Ne ținem de cuvânt. Exact ce am promis săptămâna trecută. Păi da. Săptămâna aceasta, iată că avem pâine cu maia. Bă, ce-mi place cum sună chestia asta. Da. Știi de ce? Pentru că eu simt aici toată grija și toată pasiunea pe care tu o pui în povestea asta. Tu ții la maia asta de parcă ar fi un pet, mă, o pisică, un cățel. O hrănesc zilnic. Este? Este. O hrănești în funcție de cât de mult o folosești. Eu o am de la sora mea, sora mea face de 14 ani. Hai să-ți arăt. Asta este maia hrănită astăzi. Ea era cât o minge de tenis. Nu cred, mă. Și uite, în câteva ore, na, acum e destul de târziu, dar în câteva ore uite cum se dilată. Și mirosul de bere. Da, chiar că de bere. De da. Bere. De bere bună. Deci fii atent, dacă te duci o dată la saună, așa, ia cu tine o bere și aruncă peste pietrele încinse un pic de bere și este exact mirosul ăsta de aici. Maia, zice lumea că am gătit pâine, mă, la. Da, mă. Niciodată, uite asta o chestie că ziceai de Nico săptămâna trecută, Nico m-a învățat treaba asta, Nico l-a întras și mi-a zis, mă, o pâine cu maia când o mănânci, niciodată nu simți nevoia să o stingi cu apă sau să bei ceva după ea. Ea produce salivitate și ți-e mai mare dragul să o mănânci. Și atunci când tai din ea, vezi, e foarte copt, dar când ai tăiat din ea, da, auzi. Pe cuvântul meu, dacă eu nu trec pe ASMR din ăsta culinar, ia nu că am început ăsta, m-a prins. Uite cum arată. Mamă, și priviți textură. Și, și ca idee, vezi, când ai strâns o vine, imediat vine la loc. Squishy. Squishy. Ia miroase un pic. Dar e fast rising, știi? Nu e slow fast rising. Nu e. Fast. Deci neapărat trebuie să facem ceva minunat cu pâinea asta. Exact. Avem ulei aromatizat cu usturoi. De tine. Usturoiul avem aici. Un litru de ulei, 4-5 căței de usturoi, un blender de mare putere, o sită. Ai sitat totul, ai un ulei aromatizat. Avem o tigaie încălzită, da. Punem din uleiul nostru cu usturoi și punem 3-4 felii de pâine. Vrem să le prăjim. Eu zic să mergem pe 4 felii, că... Să fim siguri, nu? Da. Și pentru că am promis celor de acasă care se uită la Fast and Fresh, am promis că facem o rețetă total vegetariană, nu avem unt. Am luat ciuperci, îmi plac astea că sunt foarte mici, nu am găsit gălbiori sau hribi. A fost și adevărul că a fost... Păi spun eu am făcut mixul, a fost și la alegere, că am întrebat... Pe raion? Am nu-l pe raion. L-am întrebat pe Cristi, zi tată, de care vrei să luăm? Două albe, una neagră? M-a ajutat, mi-a zis da. Deci întrebarea e două albe și una închisă la culoare sau două închise la culoare și una albă? Hai, fanii îmi controlează viața. Te rog, da. Fii fanul meu, spune. Da. Da. Hai, merge așa atunci. Nu o să punem mai mult decât rozmarin, cimbru, ciupercile și usturoiul pe pâinea prăjită. Exact cum făceam odată. Știi cum e? Simplicity is the ultimate sophistication era. Așa, așa. Mi-am să aminte, da. Ăla Steve Jobs parcă am citit-o, deși nu cred că e a lui. O să facem niște bruschete, da? Ne-am permis să scriem și aici. Am scris pe românește bruschete. Da, mă, pentru că ne-am permis. Corect, corect. Ciuperci. Vrem să facem cu ciuperci, vrem să facem una dintre ele să fie cu avocado și ciuperci, iar a treia să fie cu o pasă de măsline de Kalamata. Pe pâinea prăjită vom pune... Pentru că am și știu ce să căutăm, dacă îmi permiți, Liviu. Acum deja începem să fim foarte bine. Ne apropiem. Ne apropiem, nu? Cu e pasă. Momentul adevărului. Parcă simt așa cum era pe vremuri la procesul etapei. Bun. Acum, pentru că tigaia noastră tot este încinsă, aruncăm așa puțin rozmarin. Rozmarin, cimbru. Totdeauna mi s-a părut că cimbru și rozmarin sunt doi prieteni buni. Foarte buni. Cimbru și rozmarin, ăștia sunt cei mai buni doi prieteni din rețeta noastră. Acum e frumos pentru că, sigur, lumea de acasă aude doar sunetul. Dar ce mireasmă! Și usturoi. Ai aruncat și trei căței de usturoi. Da. Ravagii fac ei acolo, spun. Acum știi de ce? Mamă, știi cum am intrat? S-au dus, dă-te, că intre pe la tine. Ele se împletesc, aromele între ele, se ajung să se cunoască, să se iubească. Știi că e deja cod roșu de furtună la mine în gură. Nu mai plouă, s-a dat cod roșu de... Cod roșu direct. Iaden. Ce faci aici? Dăm repede cu usturoi, exact cum făceam în copilărie. Doamne, cum miroase. Și partea cea mai plăcută la povestea asta este că n-ai nevoie de nimic altceva, pentru că e precum un șmirghel pâinea prăjită. Da. Bun, un pic de sare cu ierburi de Provence la final și avocado, așa, un carpaccio de avocado. Așa vom face. Avocado from Mexico. Acum, nu știu dacă ăsta e, o să încercăm din Chile, nu știu dacă e ca în reclamă, dar ăștia sunt sigur bun că îi cunosc. Cu avocado știu că ești prieten foarte bun. Da, serios, una dintre cele mai bune surse de fier și de proteină vegetală e în avocado. Revenim cu bruschetele. Cu fața în jos, da? Așa. Și uite cum facem și carpaccio. Pam, pam, pam,
Nu vrem să punem nici unt, nici parmezan. De ce să mai punem unt? Când ai avocado, le-ai pe toate cumva. Cam da, cam da, să știi. Dar știi cum e partea aia de grăsime în care nu te simți vinovat cu nimic? Niciodată. Niciodată nu m-am simțit vinovat că am mâncat slănina asta verde. Da, da, da. E o grăsime cu care te simți împăcat. Una cu pastă calamata, rugăminte, da. Să unștiu frumos. Cu ce să? Cu o lingură? Cu ce? Uite aici. Oh, cu cuțitul ăsta mare? Da, da. Fii atent, pun mai generos așa, că asta are gust bun și e... Corect. Lumea spune, domnule, ce greu e să faci bruschetă. Nu e greu. Nu e greu, e chiar plăcut. Greu e că poate nu te abții și le mănânci înainte să le termin pe toate. Înainte să le vinzi. Ce am aici, pentru că ne-a mai rămas un pic de pastă de calamata, ca să punem și pe a patra felie de pâine. Da? Ce mai am aici sunt niște ardei grilat, liofilizat. Poți să repeți termenul ăsta? Liofilizat? Da. Da. Și ce înseamnă? Este deshidratare prin înghețare. Asta uite așa, dacă vrem noi. Și am închis. Și de ce să nu vrem, mă? Vezi, acum după emisiune, toată lumea o să cutreiere munții, pădurile, după ciuperci. Păi nu? Păi da, le găsesc fix aici, la raionul de legume, le spun eu exact. Astea frigiderul, cum intri pe stânga. Putem să ne delectăm? Putem. Vorba aia, cu un drum pe la casă, cu toți suntem datori. Amin. Pe la casa de marcat, vreau să zic. Păi și aici vin oameni. Domne, din partea casei ne dați ceva? Sigur că da, din partea casei de marcat. Un bon? Desigur.